Închidem săptămâna cu un nou set de pronosticuri, dar închidem și sezonul fotbalistic european 2022-2023 cu un mare meci. Este vorba de Manchester City, Inter finala Ligii Campionilor. Salutare, pariori, sunt Sabin și vă invit la un episod din Faci Pariu, în care vom discuta cel mai mult despre acest meci programat la Istanbul. Nu sunt singurele ponturi, am și ponturi pentru, așa alte ponturi pentru sâmbătă și duminică. Am inclusiv o dublă de pariere pe care cred eu că se pot investi niște bani. Îmi plac foarte mult acele pariuri. Le joc, bineînțeles, la lac.com, sponsorul emisiunii noastre, o casă de pariuri serioasă, cu o ofertă consistentă și mai ales cu promoții foarte mișto, iar aici pariorii găsesc 500 de lei free bet pentru prima depunere de 100 de lei sau mai mare, sau, dacă sunteți fan casino, nu-i problemă, că aveți bonus de bun venit pe bune la lac, 3.000 de lei cash cu condiții de rulaj ori unul, doar o singură dată trebuie rulați banii pentru a fi încasați. Așadar, marea finală a Ligii Campionilor, v-am spus, se închide un sezon competițional interesant, se joacă și în alte campionate, dar ceea ce ne interesează pe noi, top 5 campionate ale Europei și Liga 1, se termină oficial astăzi. Trupa lui Pep Guardiola este favorită la victorie și înclin să mizez pe City, pentru că mi se pare că City joacă cel mai bun fotbal din era antrenorului spaniol și în același timp nu mă sfie să spun că City este în momentul de față cea mai bună formație de club europeană. De precizat și faptul că nu sunt absențe la Manchester City, formație care abordează finala și cu un moral excelent, au câștigat titlul, au câștigat și FA Cup, iar acum se pregătesc de această triplă formidabilă. Nici Inter nu are în schimb probleme de lot, Mkhitaryan și Correa sunt incerți, dar nu sunt jucători fără de care Inter nu poate evolua, sau jucători extrem, extrem de importanți în angrenajul echipei. Plasez 4 ponturi pe finala Ligii Campionilor. Sunt ponturi gândite alături de colegii mei de la Pariuri1x2.ro, cel mai tare site de pariuri din România. Am inclusiv o cotă de 4.20 pregătită la această partidă. Ponturile au fost pe burtiere, ponturile pentru finală. Toate ponturile sunt în schimb în finalul emisiunii, ponturile de sâmbătă și duminică, așadar rămâneți până la finalul emisiunii pentru a le vedea. De care vă spuneam, în care am mare încredere, City să o bată pe Inter și Bodo Glimt Hamkam 11-1,5 goluri, Bodo deja lider în Norvegia, formația vizitatoare la retrogradare în aceeași competiție. Atât pentru astăzi la Faci Pariu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă invit să dați un like, un share și mai ales un subscribe canalului nostru de YouTube, unde diseară vom avea live pe finala Ligii Campionilor de la ora 21:45. Vom urmări finala împreună, vom discuta despre acest meci, vom întoarce partida pe toate părțile, vom face caterincă, vom bea și o bere și mai ales vom avea pariuri gratuite ca de obicei pentru voi. Vă invit de asemenea să jucați și Super 12, premiul săptămânii. Rundei anterioare a fost acordat, un nou premiu este acum în joc. Plasați predicțiile până la ora 21:30 sâmbătă seară, cu 30 de minute înainte de startul finalei Ligii Campionilor, și dacă sunteți inspirați, ne-ați luat banii, 10.000 de lei cash, atât cât a luat și câștigătorul etapei anterioare. Ne vom revedea în curând cu alte ponturi. Până atunci, spor la bani și baftă la pariuri!